porc cu legume în stil chinezesc. Pentru alte rețete culinare, vizitați site-ul nostru www.rețeta-video.ro sau pagina de Facebook. Ingrediente: 900 de grame de pulpă de porc fără grăsime, spălată și ștearsă, 3 morcovi curățați și spălați, 3 castraveți spălați, 2 ardei iuți spălați, 10 căței mici de usturoi curățați și spălați, 100 de grame de alune sărate, 12 linguri de sos de soia, 12 linguri de supă de legume, 5 linguri de ulei de măsline, o linguriță de oțet de orez, o linguriță de zahăr, 3 lingurițe de amidon. Acestea sunt toate ingredientele. Mod de preparare. Tăiem pulpa de porc în fâșii de o jumătate de centimetru, iar apoi tăiem fiecare fâșie obținută în fâșii mai mici, tot de o jumătate de centimetru. Tăiem morcovii în cuburi de un centimetru. Tăiem castraveții în cuburi de un centimetru și jumătate. Tocăm mărunt usturoiul. Scoatem semințele ardeilor iuți, iar apoi îi tocăm mărunt. După ce terminăm, ne spălăm foarte bine pe mâini. Pregătim aragazul și un wok, în care punem uleiul și îl lăsăm să se încălzească foarte bine. Adăugăm carnea de porc în uleiul încins. Amestecăm și prăjim timp de 2 minute. Până când carnea își schimbă culoarea și începe să se rumenească. Punem apoi ardeiul iute și usturoiul. Amestecăm și călim timp de 30 de secunde. Punem jumătate din sosul de soia și călim timp de 1 minut. Adăugăm apoi morcovii și castraveți. Amestecăm iar apoi turnăm supa. Punem și sosul de soia rămas. Adăugăm alunele, oțetul de orez, zahărul și amidonul. Amestecăm continuu și fierbem timp de 5 minute. Când sosul s-a îngroșat, închidem aragazul. Și servim imediat cu garnitură de orez. Aceasta este recomandarea rețeta video pentru porc cu legume în stil chinezesc. Poftă bună!